Sono lavorato. Buonasera. Buonasera. Bade Iura? Da. Della Radio Diaspora FM vă sunăm. Aveți, aveți un omagiat astăzi? Da, da, da. Băiatul are 15 ani. Da, ei, corect. Mărișor, mărișor, dar cred că și sfârcuri am eu crescut o leac. Zvătrăiască, zvătrăiască, Elvira din Italia, cine acolo ne-au transmis salutări pentru băiatul dumneavoastră. Să da, da, vă nepoata, mulțumim. Nepoata vă transmis, Elvira. Da, da, Elvira. Auzi, Bădiură, da. Câți ani ai, matale? 38. 38? Da, da, am 38 pe ian. Cum poate 38 dacă băietul are 15? A, bă, băietul 15 și 38. Băietul 15 cu sfârcul și matale 30. Dar pe eu am 42, dar încă n-am. A, e aproape, aproape. Să vă trăiască. E aproape. Eu am fost mai harnic, Ole. Mai harnic, ai pornit-o mai repede. Dar e tot bine la dânsul, e sănătos, cu glandele, la otoringolog, la ringolog, vă duceți? E tot normal, tot e bine. Dar priviți Diaspora FM, știți care-i? Da, 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 am înțeles la Nator Mielnic, domnul Sergiu, eu să vă cunosc bine. Ei, dar de unde? Ei, mă știți, vedeți acum seara? De la Grandele Zee. Da, da, eu am intrat o leac pe Diaspora, am scris o leac acolo și mesaj. Da, da, da. Are coșuri băiatul? Încă n-are. Începe de ghea dezvoltată. A prima apar sfârcurile și pe urmă, da, da, corect. Da, 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 pe urmă. De la 15, după 15, da, mă. Da, 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 da. Când așa e mai bătrân, mai încolo, da, mă, să le ungă cu vazelina, mă lasă, cu stinerele. Are, are vă fată? Are vă prietenă? Le mai atingi, le mai atingi așa la buș. Le mai atingi așa la buș. Ei, e apoșa, nu se tem să crezi. Să-i spui că dacă sfârcul i-a crescut, dar în spate, așa din cârâ, că-ți mai dai că te-o lici. Apoi i-am spus eu, după 15, dar mă spate. Corect, dar nici tare repede, de nu spune că pun bățul și ohoho. Pun mâna pe băț. Bine. Bine, bine, hai. Da, la țară locuiți, la țară locuiți. Da, da, lângă oraș. Lângă oraș. Ei, cred că aveți păpșoaie, placaș, știuleț, cred că mai crește ceva pe împrejur. Da, da, este tot, suntem ștarani și orășeni. Mm-hmm. Ei, așa-i, când, când ai mâncărimi, ar putea puși de crescut acelea. Da. Da, 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 las ghini, băiatul e mare, să mai duci plafete. Cum îți desânflă sfârși și dai voie să însoare? Bine, bine, să vedem întâi la fete, întâi șapu. Spune că îți duc la fieți, nu mănânci fasole, că dacă se aud, vom fâsâi, e tot. Nu știi, Matale, mă privești mine, știi de clad? Da, da, privesc, da, de Viorel, îl știu cu cladul, da, nu, da, nu. Văd că... Cum al încurci, Valiera, așa la... Valiera, Valiera, da, te uiți, te uiți, da, te uiți mâine pagina mea ca să-l trag de sfârș și pe ăla. Da, da, eu am scris acolo și eu o leag de comentariu, da, da, Valiera, este cam... I-am zis, zi și vrei ca nu ca la radio. Cu clad, cu cladul el cam văd că prie la conecte și prie toate de cap. Eu mâine să le dau câte o sfârlă așa. Dun, dun, dun. Da, da, el trebuie de urechi de tras. Cam, de urechi, dacă le rupim, le dăm cu troi noi. Da. Arașo. Da, da, faci probleme. Da, salutări fiului al gâdilui alea la sfârș, la mulți ani. Bine, și eu mulțumim. Da, rog. Mulțumim, pară bună. La mulți ani, la mulți ani.